2016, ieri am dat câteva telefoane și am stat cu anumiți frați de vorbă și am observat că ducem o lipsă de încredere în Dumnezeu. Anul acesta, frați și surori, vreau să fie un an în care mai mult să ne încredem în Domnul. Apostolul Pavel scrie Efesenilor în capitolul 5, versetul 15 la 8, la 17. Luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea că zilele sunt rele. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Versetul 18, nu m-am planificat să-l citesc, dar ca să nu dau de bănuit că beau vin, nu vă îmbătați de vin, aceasta este de străbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Să facă Domnul cu noi lucrurile acestea. Să fim plini de Duh în anul acesta. Poate că ești la început de an și te gândești, măi, cum o fi și anul 2016? Îți spun eu cum o fi. O fi cum ți-l faci. Anul 2016 o fi probabil cum ți-l faci. Că dacă nu învățăm de la 2015 că tot ce a fost rău trebuie să schimbăm pentru a ne fi bine în 2016, atunci și în anul 2016 ne va fi tot așa. Că dacă ești o fire nervoasă și nu vrei să te potolești, dacă ești o fire mai agitată, dacă ești unul mai lacom, dacă ești unul care îți place să fii certăreț, dacă ești unul care îți place să nu vii la adunare, dacă ești unul care tot timpul cauți probleme în viața altora, apoi să știu că aș vrea să spun că pentru tine 2016 va fi un an greu. Va fi un an cu probleme, va fi un an cu lupte, va fi un an cu certuri. Dar ai harul acesta la început de an să te pocăiești. Ai harul acesta la început de an să nu umbli în 2016 ca un neînțelept, ca unul care nu știi cum trebuie să umbli, ca unul care nu știi ce trebuie să vorbești, ca unul care nu știi ce trebuie să faci în viața aceasta, ca unul care nu știi că trebuie să te rogi, ca unul care nu știi că trebuie să citești cuvântul lui Dumnezeu, ca unul care nu știi că trebuie să postești. Le știi și nu le faci, dar aștepți să ai pace, aștept să ai fericire, aștept să-ți meargă bine. Cuvântul lui Dumnezeu în această seară, frați și surori, vrea să ne învețe și vrea să ne spună, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. În anul acesta aș vrea să spun că un prim lucru care Dumnezeu îl vrea de la tine este ca tu să te încrezi în Dumnezeu. Tu să ai nădejde în Dumnezeu. Poate că anul acesta vei fi mai sărac ca anul trecut. Poate că vei fi mai bogat decât anul trecut. Poate că copiii vor fi mai buni anul acesta decât în anul trecut. Dumnezeu în seara aceasta vrea să ne spună să fim oamenii care să nu umblăm ca fără pricepere, ca niște oameni fără o bună înțelegere în lumea aceasta. Dumnezeu ne-a trimis cu un scop. Și pentru 2016 aș vrea să vă spun că Dumnezeu a pregătit niște vârfuri în care tu trebuie să ajungi. Niște vorbe înțelepte pe care tu trebuie să le spui. Niște lucruri pe care tu trebuie să le faci în anul acesta. Și în care Dumnezeu vrea să te împlinești în ele. Niște lucruri în care tu să te poți satisface în voia și în puterea cuvântului lui Dumnezeu. Să simți că umbli în cuvântul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu. De aceea trebuie ca în fiecare zi în viața aceasta, în fiecare dimineață și în fiecare seară să te încrezi în Dumnezeu. Proverbele, înțeleptul ne spune în capitolul 3, în versetul 5, încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău.
Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor ceme de must. Evrei, capitolul 3, versetul 5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Ieremia, dacă nu mă înșel, blestemă pe omul care se încrede în om. Poate că te uiți la oameni în anul acesta și ai de la ei așteptări. Deja ai început greu în anul 2016. Deja ai început greu. Că omul este numai om și omul este înșelător. Și omul este slab și omul este neputincios. Cuvântul Domnului în seara aceasta ne îndeamnă să ne încredem din toată inima, din toată inima în Dumnezeu și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Probabil, duminică am făcut apel la tineri și astăzi am mai vorbit cu câțiva dintre ei, școală, 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 e vremea când tinerii trebuie să meargă la școală, dar și aceasta, dacă la un moment dat ți se pare că totul se învârte în jurul tău, și aceasta deja e o problemă. Mai mult decât poate ne bezuim pe mintea noastră, pe puterile noastre, să ne bezuim pe Dumnezeu, să ne credem în Dumnezeu și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. 2016, mă gândesc, spunea fratele Dan aici aseară, amândoi Dani, de fapt, Domnul să-i binecuvânteze, ne spuneau despre analiza anului 2015, despre Iov, ne spunea despre una și alta. Nu-i suficient numai că analizăm, dar trebuie să ne și abatem de la rău. Știi că e rău să nu vii la adunare, mai ales că e început de an și numai îmbuibarea că e sătul și nu poți veni. Numai asta te incomodează să vii la adunare. În timpul săptămânii avem atâtea ocazii să venim la casa lui Dumnezeu. Auzeam astăzi o mărturisire a unui frate și spunea printre altele că eram copil și mă jucam și eu și mergeam și mă joc fotbal cu frații, cu prietenii mei și cu frați de la adunare. Și zice, când era vorba să vin la adunare, venea tata și mă trăgea de urechi în mijlocul copilor și mă trimitea și stăteam, trebuia să stau cu el la adunare. Și trebuia să stau cu el în adunare și erau cântările acelea bătrânești, spunea el, care mă plictiseau la adunare. Era atmosfera aceea care pentru mine ca copil cu niște bătrâni mă plictiseau și mi-era foarte greu. Dar stăteam acolo și fără să vreau am învățat cântările lor și fără să vreau am învățat cuvântul. Și zice, am ajuns astăzi la peste 50 de ani. Am ajuns astăzi la peste 50 de ani și am văzut că toți acei copii pe care părinții nu le aveau treabă cu venitul la adunare puteau să joace fotbal. S-au căsătorit în adunare, după aceea alții au divorțat, alții s-au sinucis, dar pentru că tatăl meu a fost mai aspru cu mine, astăzi am rămas în adunare și mă bucur că sunt în adunare și vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Abate-te de la rău, abate-te de la rău la acest început de an. În seara aceasta, mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne dea putere, nu numai că analizăm răul în viețile noastre, nu numai că analizăm cât e de mare situația sau cât e de gravă, frați și surori, trebuie să ne abatem de la rău dacă vrem să fim binecuvântați în anul acesta. Răul nu aduce asupra noastră numai stres, nu aduce asupra noastră numai tensiune, nu aduce asupra noastră numai lucruri negative, energie negativă. Abate-te de la rău. Probabil că, ca și părinți, va trebui să-i ajutăm și pe copiii noștri să se abată de la rău. Câteodată trebuie să-i înfruntăm. Câteodată trebuie să stăm cu ei mai aspru de vorbă, să le spunem despre Dumnezeu. Trăim într-o lume și trăim într-o societate care tot mai mult se strică față de relația cu Dumnezeu. Trăim pe un pământ în care diavolul este exilat. Un pământ în care diavolul a fost aruncat și se rostea din cer un vai pentru pământ și mare, căci diavolul va veni la noi. Trăim pe un astfel de pământ în care diavolul are putere.
Trăim pe un astfel de pământ în care societatea parcă de la an la an se strică și caută încă să intre în adunări și să stârbească și să slăbească standardele sfințeniei în casele lui Dumnezeu. Trebuie să înfruntăm răul acesta în viața noastră. Suntem născuți în păcat, răul este în noi, dar trebuie să-l stăpânim. Trebuie să-l înfruntăm. Că vine acasă prin copii, că vine acasă printr-o stare de neînțelegere, trebuie înfruntat și abătut răul de la noi. Noi nu trebuie să lăsăm răul să stăpânească în casele noastre, noi nu trebuie să lăsăm răutatea să stea în inimile noastre. Abate-te de la rău, ieși din starea aceea, du-te în altă parte, nu în rău, nu sta în rău. Abate-te de la rău. Tot ce-i vechi, vezi că și crezi că e rău în viața ta, ieși din starea aceea, du-te de acolo și ai să vezi că 2016 va fi un an binecuvântat. Va fi un an frumos, va fi un an în care vei pluti cu Dumnezeu. Căci aceasta este promisiunea oamenilor care se încred în Dumnezeu. Oamenii aceștia care umblă cu Dumnezeu vor fi binecuvântați, vor fi plini de pace, vor fi plini de fericire. Sau nu asta căutăm în 2016? Nu asta căutăm în 2016? Poate că banii, poate că sănătatea, poate că dietul, mâncarea, și la mine deja mă gândeam la 2016, Livia mi-a făcut un set de legi cu mâncatul și cu slăbitul și cu dietul. Poate că ne facem atâtea planuri în viața aceasta, poate că vrem să atingem anumite scopuri pe pământul acesta. Poate că vrem să arătăm într-un fel și poate că vrem să fim în alt fel. La acest început de an, din toată inima, să ne încredem în Dumnezeu. Ce poate face Dumnezeu cu noi, frați și surori, nici nu-ți poți imagina ce poate face Dumnezeu cu tine în anul acesta. Ce satisfacție, ce pace în inimă, ce bucurie poate să aducă ție Dumnezeu. Dar numai să le cauți. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze la aceasta, frați și surori. Mai am pentru dumneavoastră tot în sensul acesta. Nu știu de ce de săptămâna trecută încă am gândurile acestea pe inimă. Ceea ce v-am spus dumneavoastră și din toate acestea nu mă scot nici eu, nici casa mea, că și eu am de luptat și eu am tineri cu care vreau să-i conduc pe calea mântuirii și Domnul să-mi ajute și mie și dumneavoastră și ei să slujească Domnului și ei să slujească în biserică. Mai am un alt lucru și pentru tineri și pentru vârstnici în anul acesta. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Roman capitolul 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. În seara aceasta să rugăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute ca împreună cu familiile noastre să ne credem în El și să nu umblăm după cum umblă lumea. Așa ne spune cuvântul Domnului, să nu vă potriviți chipului viacului acestuia. Dacă l-ai pune pe hârtie chipul viacului acestuia, mă gândesc că ar avea formă de satana, formă de diavol. Tot ce am putea scrie despre chipul viacului acestuia, le-am găsit în roadele firii pământești, și le-am găsit în lucrurile care sunt pentru oamenii care merg în iad. Noi nu trebuie să semănăm cu chipul viacului acestuia. Trebuie să ne schimbăm.
apar, venim, ne ispitim. Trebuie să recunoaștem, frați și surori. N-are niciun rost să ne ascundem. Venim și ne ispitim la adunare, nu că suntem atrași de pofte, dar pentru că se umblă în neorânduială. Pentru că se umblă în neorânduială și chipul viacului acestuia își face loc pe băncile adunării. Și din dragoste pentru Dumnezeu sau nu știu pentru cine, și din dragoste pentru nu știu de ce dragoste, dar nu mai avem curajul să spunem la nimeni nimic. Și dați-mi voie să vă spun, fustele tot mai scurte, hainele tot mai mulate pe corp, decolteurile poate tot mai mari, blugii tot mai rupți, ca să nu mai vorbesc de cum arătăm în lume. Dar să știți că pentru lumea aceasta, e important cum arătăm în lume. Nu numai la adunare, că venim și la adunare, dar trebuie să știți că în lume noi trebuie să fim diferiți. Și știu, surorilor, nu vă supărați, știu că vă-mi place să fiți elegante, să fiți îmbrăcate, să atrageți privirile. Dar Dumnezeu în seara aceasta vrea să vă spună că nu trebuie să vă potriviți chipului veacului acestuia, în care să atrageți privirile oamenilor, a bărbaților neserioși. Într-adevăr, bărbatul a fost creat de Dumnezeu cu simțăminte să iubească femeia. Nici de cum nu a fost creat să iubească bărbat pe bărbat și femeie pe femeie, nu. Dumnezeu a creat un bărbat și apoi pentru bărbat i-a creat femeia. Dar asta nu înseamnă ochii după toată lumea. Trăim într-o lume în care curvia, trăim într-o lume în care imoralitatea nenorocește societatea aceasta în care trăim. Începând de la președinți de stat, uitați-vă acum la candidații care avem, la cine avem în top. Și parcă am vrea ca el să iasă președinte, că să pornească business-ul, să miște America, să ne miște mai repede că te iad în alte cuvinte. Oamenii morali, societatea imorală, chipul viacului acestuia este un chip al iadului, frați și surori. Dumnezeu ne cere să nu semănăm către el. Să nu vă potriviți chipului veacului acesteia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Te-ai întrebat când te duci și te plimbi îmbrăcat în felul lumii acesteia, ce zice lumea de tine? Sau când vii la adunare așa cum vii îmbrăcată câteodată, sau ce zice frață de tine? Cum îți primește poate cântarea sau poezia sau predica, dacă e fratele mai cu povești. Nu e așa că dacă s-a iscat o poveste de un frate, nici nu mai vrem să-l ascultăm pe internet. De-aia trebuie să avem un nume bun. De-aia trebuie să avem grijă ce vorbim. De-aia trebuie să avem grijă ce cum trăim, cum ne îmbrăcăm, cum mergem la școală. Să nu ne potrivim chipului veacului acestuia. După 44 de ani, a ieșit în închisoare o persoană, un bărbat, negru era de culoare, a fost condamnat și după 44 de ani a ieșit din închisoare și a mers în New York, pe bulevardul acela principal și ce a văzut el acolo, toți erau cu firele în urechi, telefoanele, toate acestea erau și zice, parcă toți lucrează pentru FBI și așa de mult s-a schimbat lumea aceasta în 44 de ani, spunea el. Nu mai recunoștea, totul a fost schimbat, dar a rămas foarte impresionat de telefoane, de iPad-uri, de electronica aceasta care deja e așa de vizibilă. Trăim o vreme în care ne luptăm cu telefoanele acestea. Ne luptăm cu ele. Sunt bune, au partea lor bună. Dar probabil un procentaj foarte mic îl folosim pentru lucrarea lui Dumnezeu. Probabil un procentaj foarte mic îl folosim pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dragi tineri care sunteți aici în seara aceasta, telefoanele acestea
game-urile care sunt pe ele, accesul acesta la internet, accesul acesta la internet este și accesul foarte ușor ne face să ajungem la păcat. Și suntem foarte tentați în firea noastră pământească să căutăm mai repede păcatul. Ne tentează, te mâncă la degete, dar trebuie să-l biruim. Doresc în vremuri ca și acestea, dragi tineri, să căutați, să citiți cuvântul lui Dumnezeu. Să nu ne depărtăm în vremea aceasta de Scripturi. Să nu ne depărtăm în vremea aceasta de casele lui Dumnezeu, de locurile unde se adună oamenii ca să vestească cuvântul lui Dumnezeu. Trăim o vreme în care este imperios necesar ca cuvântul lui Dumnezeu să fie citit, ca cuvântul lui Dumnezeu să fie respectat, ca cuvântul lui Dumnezeu să fie în inimile noastre, slăvit să fie numele Domnului. Domnul Iisus Hristos și-a trimis ucenicii. Mă gândesc că trimiterea aceasta e valabilă și pentru noi. Mă gândesc că trebuie să mergem să vestim cuvântul lui Dumnezeu. Mă gândesc că e foarte important ca să vorbim despre lucrările lui Dumnezeu, care noi trebuie să le facem în vremea aceasta, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Să nu mergeți pe calea păgânilor, îi spunea Domnul Iisus Hristos ucenicilor, și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale lui Israel. Și pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția cerurilor este aproape. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aramă în brâiele voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. La intrarea voastră în casă, urați-i de bine. Și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea, dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Suntem chemați, frați și surori, și suntem trimiși în lumea aceasta să propovăduim Evanghelia. Să spunem oamenilor că împărăția cerurilor este aproape. Dacă stai și te gândești, la câți oameni le-ai spus anul trecut că împărăția cerurilor este aproape și că Domnul este gata să vină? Anul trecut, 2015, în afară de predicile care le spunem aici la adunare. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar dacă nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în ghenă. Am citit doar câteva de aici, din capitolul 10 din Matei, câteva versete care Domnul Iisus Hristos le-a spus la trimiterea celor 11. Frați și surori, avem și noi această datorie în vremea aceasta să le spunem oamenilor că vine Iisus Hristos. Lucrul acesta ar trebui să fie împins în noi de Duhul lui Dumnezeu. Vorbeam cu Viorel săptămâna asta despre lipsa aceasta, despre lipsa noastră, despre lipsa de dorință după stăruința, după botezul cu Duhul Sfânt. Nu mai vrea nimeni să stăruiască, nu mai stăruiește nimeni. Dacă biserica organizează stăruință, gata, facem stăruință. Oare e suficient această stăruință în viețile noastre? Știi că la un moment dat vei apărea în fața Domnului Iisus Hristos fără fratele Vasile, fără fratele Dan Mogoș și fără fratele Dan Rotaru și fără mine și fără oricare. Singur tu și Dumnezeu. Și te va întreba Dumnezeu despre setea ta arzătoare pentru El. Despre lipsa ta de evlavie și despre lipsa ta de dorință de a fi plin de Duh. Dumnezeu ți s-a descoperit. Ai Evanghelia la îndemână. Dumnezeu să te ajute în vremuri ca și acestea să putem fi trimiși aceia lui Dumnezeu. Poate că nu ai fost vestit cum a fost vestit Ioan Botezătorul sau nu ai fost vestit cum a fost vestit Samson sau alți mari oameni ai Bibliei,
Dar în seara aceasta aș vrea să te gândești că pe pământul acesta ești trimisul lui Dumnezeu. Trimisul lui Dumnezeu. Spune ceva pentru tine lucrul acesta. Trimisul lui Dumnezeu. În seara aceasta aș vrea să ne ridicăm pe picioare și să vândem, să mergem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să rugăm pe Domnul să ne ajute să ne ridicăm la înălțimea chemării care ne-a fost făcută de El, slăvit să fie numele. Dacă ai fost chemat să fii un trimis pe pământul acesta în 2016, în seara aceasta Dumnezeu să-ți dea putere ca să răspândești lumina lui Hristos, ca să răspândești slava lui Dumnezeu pe pământul acesta. Și mai mult decât ambițiile noastre personale, mai mult decât viața noastră să se vadă viața lui Dumnezeu în noi, mai mult decât ambițiile noastre să se vadă dorința lui Dumnezeu de mântuirea oamenilor. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Stăm pe picioare și ne rugăm în sensul acesta. Recunoaștem autoritatea ta. Tu ești Dumnezeu mântuirii noastre. Tu ești singurul Dumnezeu. Slăvim o Doamne Dumnezeu în seara aceasta. Tu ești veșnic. Aleluia. Aleluia. Te rugăm în aceste vremuri și în veșnicie ai privit peste milenii. Te rugăm în aceste vremuri Dumnezeu în prezența ta divină și ai văzut ființa umană care zăcea în întuneric, care era departe de tine, departe de lumină, departe de adevăr. Să ne ferim de tot ce este rău.
rog să reocupați locul. În continuare, am primit un bilet, este dorință ca grupul de surori să laude pe Domnul cu cântarea Ierusalimul, care ați cântat-o. Și mai este un bilet, un grup de surori, acum nu știu dacă sunt aceleași surori. Apoi sora Jamie va lăuda pe Domnul cu o cântare. Coriștii s-au așezat aici, Domnul să vă binecuvinteze. Sora Enico, frate Dorin, haideți să lăudăm pe Domnul din prima zi a anului, Domnul să vă binecuvinteze, să vă întărească. Haideți să ascultăm aceste cântări și apoi fratele Dan Rotaru, Domnul să-l binecuvinteze, ne va aduce mesaj din cuvântul Domnului și ne vom ruga din nou înaintea Lui. Ale tale splendor.
Pentru noi e taină mare ce va fi în viitor. Poate e o zi cu soare, poate e o zi cu nor, însă știu că îngrijorarea să-mi o scot ar trebui Dumnezeu și îndurarea în etern vor dăinui. Nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu grijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, și eu sunt fiul său. Parcă
curg pe trepți de aur, către culm de har ceresc și zăresc măreți tezauri. Oare când îl dobândesc, e un loc de strălucire, curcubeu multicolor, când voi fi în nemurire cu al meu mântuitor. Nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Ce va fi e taină mare, s-ar putea să ajung sărac, s-ar putea să n-am mâncare sau să n-am ce să îmbrac. Pentru flor și păsărele Dumnezeu e tată bun, însă vreau prin orice rele eul meu să îl supun. Nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Nu pot ști ce fi va mâine, însă știu că Dumnezeu se îngrijește și de mine, că și eu sunt fiul său. Amin.
prea iubiți frați, surori, suntem la începutul anului 2016 și doresc ca în această seară un gând și apoi împreună scuzați-mă, vom merge înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm. Și doresc acest gând pentru anul acesta. S-au cântat cântări frumoase și sora Gemi a cântat și a cântarea aceea, noi nu știm, mâine, nu cunoaștem. Cine cunoaște este Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și aș dori gândul acesta să fie din partea Domnului. Să fie pentru noi toți și pentru căminele noastre, pentru familiile noastre. El se găsește scris de prorocul Isaia, în capitolul 43. Voi citi versetele acestea, le voi enunța și le vom citi și împreună să medităm la ele. Consider că sunt din partea Domnului, sunt pentru noi. Isaia 43, versetul 1 până la versetul 7 și apoi alte versete. Versetul 1. Acum, așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel ce te-a întocmit Izraele. Nu te teme de nimic. Era poezia pe care sora Angela a recitat-o cu trecerea Mării Galilei și Domnul Iisus era acolo. Căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Versetul 2. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta, Etiopia și Saba în locul tău. De aceea, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci eu sunt cu tine. Eu voi aduce înapoi neamul tău de la răsărit și te voi strânge de la apus. Voi zice miază noaptei adâncului, dă încoace, și miază zilei nu opri. Ce adun pe fiii din țările depărtate și fiicele de la marginea pământului, pe toți cei ce poartă numele meu și pe care i-am făcut spre slava mea, pe care i-am întocmit și i-am alcătuit. Versetul 10. Jos. Voi sunteți martorii mei, zice Domnul. Voi și robul meu, adică Domnul Iisus, a citit fratele Dan, Evrei, capitolul 1, pe care l-am ales ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost niciun Dumnezeu
Și după mine nu va fi, nu va fi. Eu sunt Domnul și afară de mine nu este niciun mântuitor. Eu am vestit, am mântuit, am prorocit, nu sunt străin între voi. Voi îmi sunteți martori, zice Domnul, că eu sunt Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui în veci. Eu sunt de la început și nimeni nu izbăvește din mâna mea când lucrez eu. Cine se poate împotrivi? Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel. Din pricina voastră trimit pe vrășmași împotriva Babilonului și cobor pe toți fugarii, chiar și pe caldeieni pe corăbile cu care se făleau. Eu sunt Domnul, Sfântul vostru, Făcătorul lui Israel, Împăratul vostru, slăvit să fie numele Lui. Și cu ultimele versete vă îndemn să ne ridicăm pe picioare și apoi vom veni înaintea Domnului. Vom citi de la versetul 18 cuvintele lui Dumnezeu spuse prin gura prorocului Isaia. Versetul 18. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-L cunoașteți voi oare? Aleluia! Aleluia! Voi face un drum prin pustiu și râuri în locuri secetoase. Aceasta Domnul a spus. Fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustiu și râuri în locuri secetoase, ca să adăp pe poporul meu, pe poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit ca să vestească laudele mele, slăvit să fie Dumnezeu. Pentru aceasta ne-a făcut Dumnezeu. Este investiția Lui, frați și surori. Investiția lui Dumnezeu sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu în anul acesta vrea să facă lucruri noi. Vrea să facă semne și minuni. Și vrea să le facă în viețile noastre și în căminele noastre. Cu noi. Domnul vrea să le facă cu noi. În această seară doresc ca să venim înaintea Domnului. Să ne rugăm ca Domnul în anul 2016 să binecuvânteze familiile noastre. Domnul Dumnezeu în anul 2016 să mântuie în familiile noastre. În 2016 Dumnezeu să rupă lanțurile în familiile noastre. Dumnezeu să aducă înapoi. Așa a spus Dumnezeu, va zice, va porunci. Dumnezeu poate, frați și surori, și va face slăvit să fie numele Lui. Vă îndemn ca în această seară toți aceia care aveți pe inime cauze și cereri, în numele Domnului le aducem printr-o ridicare de mână și apoi cu voce tare ne vom ruga Domnului. Ne vom ruga Domnului și eu am familia mea, o aduc înaintea Domnului. Domnul Dumnezeu să lucreze. Haideți să stăm pe picioare. Domnul Dumnezeu a vorbit. Nu sunt cuvintele mele. Un om nu poate face nimic. Domnul Dumnezeu a făgăduit că va face un drum nou. Dumnezeu va face să curgă izvoare și râuri în pustiu, în locuri secetoase. Dumnezeu poate, aleluia! Dumnezeu a făcut-o și Dumnezeu poate să o facă iarăși. Dumnezeu să lucreze cu minuni în viețile copiilor noștri, a familiilor noastre, în biserica Lui. Suntem ai Lui. Aleluia! Suntem ai Domnului. Haideți cu toții să ne rugăm Domnului. Amin.
ascult. Alleluia. Gloria a Tatăl Tău, gloria a Fiului 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 Tău, Sio de graito per todo sparganatia, Sio de graito seminaria. Prego Dumnezeu le capofora a Tău, Doamne Dumnezeu, privește spre durerea sufletelor. Hai în vedere de cei, Doamne Dumnezeu, le descurajați. Hai în vedere, Dumnezeu, de cei care n-au pe nimeni, Doamne.
rog să ocupați locul, frați și surori. Mai avem două cântări. Fratele Iosif Cerian, corul, din nou va lăuda pe Domnul. În timpul acesta invit pe fratele Liviu, pe fratele George Nicola, facem și colecta. Timpul trece așa de repede. După aceste cântări, dau loc fratelui Vasile, Domnul să-l binecuvinteze și el va face și încheierea. Dorim să lăudăm pe Domnul și să-i mulțumesc că suntem în casa Domnului. Să-i mulțumesc că, am trecut cu bine prin furtuna care a trecut prin Dallas. La o mailă de noi a rămas tornado tot în cale. Și dorim să lăudăm pe Domnul și în pace, și în liniște, și în furtună. Slăviți să fie Domnul!
Să fie Domnul. Cred că nu vom uita provocarea corului, nu? Să nu dăm înapoi anul acesta. Domnul să ne binecuvinteze. Din prima zi a anului 2016, 1 ianuarie, să avem bine întipărit în mintea noastră, avem de luptat și anul acesta. Lupta nu s-a terminat. Vom lupta în continuare și dorim ca Duhul lui Dumnezeu să fie peste noi și să fim îmbrăcați cu armătura lui Dumnezeu. Și în luptele pe care le vom duce să ieșim întotdeauna învingător în numele Domnului Iisus Hristos, pentru că și numai în numele Lui putem să învingem. El este steagul nostru de biruință. Deci, fără nicio descurajare, privind la Hristos, pornim înainte și plin de elan dorim să avem biruință în numele Domnului Iisus Hristos. Peste orice duh de împotrivire, peste orice duh satanic care se luptă împotriva noastră și vrea să ne atragă înapoi, îl mustrăm în numele Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu să ne ajute în anul acesta. Să ne încredem în El așa cum am fost îndemnați. Împreună cu noi în seara aceasta este un frate păstor din Haiti, Domnul să-l binecuvinteze, cu fratele Emanuel Fâșcu, acolo pe bancă. Vă amintiți, din adunarea noastră au fost frați care împreună cu fratele Antemie au lucrat la construirea unei biserici acolo, s-au dedicat, au pus banii lor, au pus munca lor și Dumnezeu i-a binecuvântat și astăzi este împreună cu noi un frate păstor, îl invit în față să împărtășească. În seara aceasta spunea că are un salut pentru noi, o mică împărtășire și doresc ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. My brother and sister, and in the name of Jesus Christ, I greet you. I'm Pastor Medi Sanon from Pentecostal Church, Haiti. So it's a privilege to me to be here. I want to say thank you with Pastor Vasile. Give me an opportunity to say hello with all Christian family. So I'm so happy to be here. So I bring the greeting from my church and my orphanage in Haiti. And my church built 4 years ago with the brothers and sisters, Romanian, Christian Romanian. So our church is involved and to help me to build the church. Manuel Fisco and family Getesh and so many people from Texas, from Arizona, from California, from Chicago. So community to help me to build the church. So I'm very happy to be here. May God bless you and Saint Fati Bukulos. So I ask you to pray for me, pray for my ministries in Haiti. It's a big and hard ministry. And then I want to ask you to pray for my wife. So she's a lady. She's my right hand in my ministries. So in the old, she's blind. You can imagine. So she's very young. She's blind. And then God keep me strong. And I talk to my wife to be strong. You know, so the life, the Christian life is like that, you know. So, but I told my wife, if you don't see in the earth, you will see in the heaven, the glory of God. We keep going. We have many things to do, many projects to do from the from Haiti. But God, I pray God all time. Keep me strong, give me the power of the Holy Spirit to cover me, you know. So thank you a lot. May God bless you. Okay, bye-bye. Amen. Amen. God bless you. Thank you. Thank you. Domnul să binecuvinteze și această lucrare din Haiti, unde grup de români din Statele Unite, din diferite orașe, au avut pe inimă lucrarea aceasta și
i-au ajutat ca să-și construiască un locaș de închinare, fie ca Dumnezeu să-și proslăvească numele. Oriunde sunt românii în lumea aceasta, sunt considerați misionarii cei mai de seamă în Europa și pretutindeni. Noi primim în mod regulat aceste știri de pe câmpul de misiune dintre mulți români care s-au dedicat și plecând în diferite zone ale lumii au întâlnit, au făcut relații și împărăția Domnului nostru Iisus Hristos se extinde. De fapt, este marea însărcinare pe care Domnul Iisus Hristos, El este acela care a încredințat-o bisericii Lui ca să meargă până la marginile pământului, să vestească Evanghelia, să facă ucenici, învățându-i, botezându-i în numele Domnului Iisus Hristos. Și la această lucrare mare suntem chemați și noi. Și fie ca anul acesta să avem, așa cum a fost îndemnați, mai mult pe inimă să vestim împărăția Domnului nostru Iisus Hristos. Nu vreau să vă rețin mai mult, vreau să citesc doar un psalm la acest început de an. Nu voi avea mesajul care trebuia să-l am la începutul anului. Probabil duminică, dacă va fi cu ajutorul Domnului, vă invit să vă ridicați pe picioare. Vreau să citesc doar psalmul 65 și să Dumnezeu să ne binecuvinteze. Psalmul acesta prinde mai multe îndemnuri sfinte pe care să le luăm aminte la ele și fie ca Duhul lui Dumnezeu să le pecetluiască în inimile noastre și cu încredere în Dumnezeul nostru, așa de fapt cum această cântare a lui David, acest psalm, este la începutul lui prin care ne îndeamnă și am fost îndemnați și ne îndeamnă din nou. Ne îndeamnă la cel mai important lucru în viața noastră, în viața creștinului. Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Din nou, Duhul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne încredem în Dumnezeu. Să ne încredem în El mai mult ca orice. Știți ce s-a pierdut biserica din vremurile noastre și creștinii s-au pierdut și am remarcat lucrul acesta, dragostea de a-L iubi pe Dumnezeu. Dacă nu-L iubești pe Dumnezeu, nu te încrezi în El. Dacă nu-L iubești din toată inima și din tot sufletul, nu te mai încrezi în El. Nu mai ai poftă să-L auzi, nu mai ai poftă să fii împreună cu frații. Nu mai poți face lucruri pentru că s-ai pierdut dragostea. Sunt atâtea lucruri care te-au înconjurat și care de fapt te-au ademenit și te-au răcit, te-au înstrăinat. Dar Duhul lui Dumnezeu, precum bisericii din Efes și nouă de data aceasta, ne cheamă și ne cheamă să-L iubim și să ne încredem în El. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Frați și surori, Dumnezeu ascultă rugăciunea și va asculta și în 2016. Avem promisiunea că și în 2016 Dumnezeu ascultă rugăciunea, slăvit să fie numele Lui. De aceea să venim cu încredere întotdeauna, să venim marți seara la rugăciune, să venim ori de câte ori avem ocazia, să ne rugăm ori de câte ori suntem doi sau trei, pentru că și Dumnezeu ascultă rugăciunea, slăvit să fie numele Lui. Mă compleșesc nelegiuirile, dar Tu vei ierta fără de legile noastre. Dumnezeu iartă în 2016, frați și surori. Sângele Domnului Iisus are putere. El iartă și în anul 2016, să nu descurajezi. El te iartă, El te curățește de orice păcat, pentru că este un Dumnezeu care își ține promisiunea. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. El te primește în curțile Lui. El vrea să te binecuvinteze și în anul 2016. El vrea să lase binecuvântarea Lui în viețile noastre. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. Și am auzit îndemnul în seara aceasta, căci în templul lui Dumnezeu este sfințenia lui Dumnezeu. Sunt poruncile lui Dumnezeu, sunt pretențiile lui Dumnezeu, la închinare, la îmbrăcare, la comportare, sunt pretențiile unui Dumnezeu sfânt. Pentru că în sfințenia lui Dumnezeu, El nu poate să privească răul și răutatea. Și de aceea suntem îndemnați, dacă venim la închinare, să venim potrivit sfințeniei și cerințelor lui Dumnezeu. În bunătatea ta tu ne asculți prin minuni. Amin. Și în 2016 El va face minuni. Amin. Slăvit să fie numele Lui. În 2016 va vindeca suflete bolnave. Va aduce la mântuire oameni nemântuiți. Va aduce la mântuire copiii noștri care rătăcesc. Să nu descurajați. El va mântui și va lucra. Va lucra prin minuni. Slăvit să fie numele Lui. El va lucra prin minuni și în 2016. Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și ale mării. El întărește munții prin tăria Lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor și zarva popoarelor. Dumnezeu este Cel care potolește orice zarvă.
Dacă sufletul tău e tulburat, Iisus Hristos a venit ca Domn al păcii. Orice zarvă din sufletul tău, în numele Domnului Iisus Hristos, chemăm puterea Lui ca să potolească. El potolește orice zarvă, orice neliniște ale popoarelor, care noi o auzim. El este acela care aduce liniște în inimile noastre. Slăvit să fie numele Lui. Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Tu cercetezi pământul și îi dai belșug. El va da belșug în 2016. Slăvit să fie numele Lui. El dă belșug, îi umpli de bogății, de râuri dumnezeiești pline cu apă. El va dărui apa binecuvântată, apa de la izvorul nesecat de sub tronul Harului, Duhului cel Sfânt, slăvit să fie numele Lui. Tu dai și grâu, pe care iată cum îl faci să rodească. Dumnezeu ne spune și cum îl face să rodească. Îi uzi brazdele, îi sfărim bulgării, îl moi cu ploaia și îi binecuvintezi răsadul. Încununezi anul cu bunătățile tale. Amin? Dumnezeu încununează anul 2016 cu bunătățile Lui. Slăvit să fie numele Lui. Și pașii tăi varsă belșug, câmpiile pustiei sunt adăpate și dealurile sunt încinse de veselie. Pășunile se acoperă de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă. Și copiii Domnului să strige de bucurie și să cânte. Pentru că și Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care revarsă binecuvântare. Ce promisiuni minunate! Doamne Dumnezeule, revarsă peste poporul Tău, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, o încredere, Doamne, să ne încredem în Tine. Să credem că Tu ești un Dumnezeu adevărat care vei face lucrurile acestea în 2016. Încrezători în Tine, Doamne, vrem să-ți mulțumim și vrem să pășim cu încredere, căci avem victorie în numele Tău. Haideți să ne rugăm în sensul acesta, să fie rugăciunea noastră în seara aceasta, să fim încredințați că și El ascultă rugăciunea, am auzit din cuvânt. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la Tine. Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să ne rugăm, Domnului, frați și surori, așa cum suntem ridicați. La încheiere, mulțumim prin fratele Iosif Bălăjel pentru binecuvântarea din seara aceasta, primei zi din anul 2016. Amin. Tatăl nostru și Dumnezeul mântuirii noastre, venim înaintea sfințeniei Tale. Te binecuvântăm, Te lăudăm, Te proslăvim. Slăvit și binecuvântat să-ți fie al Tău nume. Aducem slavă și mărire numelui Tău. Glorificat, mărit și slăvit să fii. Mărire numelui Tău, în veci să fii binecuvântat. Mărire numelui Tău. Doamne, suntem, Doamne Dumnezeule Sfânt, rămânem ancorați în promisiunile
să rămâi cu noi în anul acesta, Doamne, care ne stă înainte. Noi nu știm, o Doamne, surprizele care ni le aduce. Noi nu știm ce este în el, o Doamne, dar știm că avem Dumnezeu care merge înaintea noastră. Mulțumim, o Doamne, pentru acest har pe care îl ai dat să ne numim copii tăi. Doamne Dumnezeu nostru, vrem să-ți aducem cântări de laudă și cântările noastre să izvorească din o inimă curată, din o inimă biruitoare, care și biruitor în luptă. Și astfel, Doamne, cântarea noastră va avea sunet, va avea falc înaintea ta, pentru că vom avea biruință în numele ta. Vrem, Doamne, în anul acesta să fim biruiți de toate, de încercări și de orice ar putea veni în viața noastră. Și vrem să fim biruitori, iar ce așteptăm de la tine izbăvire, iar aceea, Doamne, te rugăm, fii cu noi, lasă Duhul Tău cel Sfânt să ne folosească, să ne luminează mintea și viața noastră, cuvântul Tău să ne luminează drumul vieții noastre. Îți mulțumim și te lăudăm, încredințați rămânem în brațul Tău. Doamne, te rugăm, fii cu noi, rămâi la urma vieții noastre și noi te vom lăuda și îți vom binecuvânta numele Tău. Prin Domnul Iisus și puterea Duhului Sfânt. Amin. Amin. Frații și surori, e harul și binecuvântarea Domnului Iisus Hristos, Părășirea Duhului Sfânt și harul să fie asupra Domnului, să fie cu noi cu toți și cu familiile noastre. Să reocupați locurile, timpul părtășiei noastre din această prima zi a anului 2016. Ne-am venit la Casa Domnului să ne închinăm viețile noastre și familiile noastre și să chemăm numele Domnului peste lucrarea Lui, peste lucrarea din adunarea Lui. Îi mulțumim că și El ne-a ajutat până aici și dorim din toată inima să ne încredem în El și să slujim cu bucurie, să păstrăm această încredere neclintită, pentru că și Dumnezeul este acela care ne-a călăuzit și ne va călăuzi și în continuare. De rost din toată inima, un an binecuvântat pentru toate familiile, un an al bucuriei, un an al împlinirilor, multe binecuvântări duhovnicești, pace pe orice familie și în orice casă și Domnul să fie cu noi și El să ne binecuvinteze. Fie ca anul acesta să fie încă un an de îndurare al Domnului în care noi să ne bucurăm în prezența Lui, de lucrările Lui și de binecuvântarea Lui, de harul Lui în familiile noastre și în casa Domnului, în biserica Lui, slăvit și binecuvântat să fie Domnul. Cu ajutorul Domnului, duminică, cina Domnului, dorim să fim împreună la părtășie cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos, felul, familie, familia Marco aduce copilul la binecuvântare și dorim ca toată slava și cinstea să rămână a Lui și El să fie binecuvântat și slăvit de acum și în vecii vecilor. Amin. Dacă mai sunt ceva care doriți să împărtășiți, pentru familia fratelui Daniel, ei pleca la Dallas, Domnul v-a păzit de tornado, a fost aproape acolo, slăvit să fie Domnul. Am văzut ce nenorocire a fost pe la Dallas, mă gândeam la familie de acolo, am sunat la ceva familie, nu mi-au răspuns. Domnul să vă binecuvinteze, numai El poate să ne păzească, slăvit să fie numele Lui. M-am bucurat, fratele Iosif, și i-am spus, bine ai venit cu acordeonul în prima zi a anului și fie ca în fiecare zi când vii la închinare să aduci acordeonul și să-l auzi pe Domnul. Domnul să te binecuvinteze, frate Iosif. El să-ți ajute să-l aduci de fiecare dată și să-l auzi pe Domnul cu o cântare. Dacă nu mai este nimic de împărtășit, doresc multă binecuvântare, cu harul și pacea Domnului, adunarea este liberă.